Anes, Elena a aflat înainte de sărbători că este bolnavă. O maladie necruțătoare o pune la grea încercare. Medicii au diagnosticat-o cu leucemia acută mieloblastică M7. Este o formă rară de leucemie, care a întristat zilele acestei copile de numai 10 ani. Anes este internată la București, la Institutul Fundeni. A depășit cu bine prima etapă a citostaticelor, iar medicii și familia spun că rezultatele sunt încurajatoare. Anes mai are însă de parcurs încă 3 etape de citostatice. Fetița de numai 10 ani se află într-o cameră sterilă, unde intră doar cei care îi administrează tratamentul. Viața ei depinde de noi toți, căci Anes, după ce va încheia etapele de citostatice, trebuie să facă transplant de măduvă pentru a supraviețui. Familia a găsit o clinică în străinătate, iar costurile se ridică la 150.000 de euro. Anes are nevoie de ajutorul nostru, al tuturor. Pe ecran găsiți conturile unde puteți face donații pentru a salva viața unui înger de copil care se luptă cu cancerul.